Departamentul de Integritate anchetează foarte multe cazuri la nivelul fotbalului. Din păcate, nu putem să vă împărtășim care sunt cazurile, în ce fază ne aflăm în derulare, dar cu siguranță atât cei mai importanți parteneri din industria de betting, cât și autoritățile ne sprijină în acest demers, fiindcă până la urmă misiunea este una comună pe care ne-o dorim să o atingem. Ne puteți spune câți fotbaliști din Liga 1 sunt anchetați în acest moment? Nu. Sunt mai mulți? V-am spus, în momentul de față vorbim doar de cazul Hakim. Da? Alte cazuri pe care le monitorizăm sunt în analiza Departamentului de Integritate.